Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Voi face predicții cu monedele I Ching, al oracolului chinezesc, pentru ziua de mâine, 10 mai 2019, pentru zodia Scorpion. Și voi arunca de 6 ori aceste monede și voi face o diagramă din care să rezulte predicțiile pentru ziua de mâine. Și voi începe acum. Ca și predicții generale pentru zodia Scorpion, mâine este o zi destul de dificilă pentru că nu reușiți să găsiți niște compromisuri, da, într-o anumită situație, da? Ca și cum sunt două forțe care se trag una într-o parte și alta într-altă parte, da? Deci ca și cum aveți o situație care nu știți de care parte să mergeți, da? Sunt niște obstacole, da? Reușita este posibilă. Există mai multe puncte de vedere în această situație în care vă veți afla mâine, da? Și nu prea reușiți să intrați în comunicare cu ceilalți așa cum trebuie. Nu există așa o armonie, să zic așa, de idei, de păreri, da? Deci nu încercați să convingeți cu forța, da? Deci riscați chiar să agravați situația. Deci aici va fi o diferență de opinii. Mai multe persoane sau noastre, cu încă cineva, o altă persoană, aveți opinii diferite. Da? Unul vrea ceva, altul vrea cu totul altceva. Deci, dacă sunteți asociați cu cineva, aveți un parteneriat în ceva, este bine să vă cam mențineți pentru dumneavoastră ideile, da? Să nu le exprimați mâine. Da? Pentru că poate sunteți înțeles, cum să spun, greșit sau diferențele de opinii pot să creeze disarmonie, să rupă această relație, această situație, afacere sau despre ce este vorba pentru noastră mâine. Încercați să clarificați, da? Deci dacă aveți idei clare, dacă nu, lăsați pentru o altă zi. În dragoste nu sunteți compatibili. Se pare pentru mâine nu aveți compatibilitate, probabil nu reușiți să comunicați cum trebuie. Trebuie să învățați să cunoașteți că există diferențe de caracter foarte mari, probabil. Dar deci noastră cu partenerul de sau iubitul sau soțul, cine este, aveți niște diferențe de opinii, de caracter, da? Și acestea mâine se arată, da? Este multă incompatibilitate pentru mâine. Și la servici e foarte posibil să nu mă puneți în acord cu colegii, să fiți poate mai nervos, nu știu, sunteți într-o situație în care nici nimic nu vă iese mâine cum ați dori dumneavoastră. Probabil pentru că aveți, cum să spun, mâine aveți așa o stare
mai proastă, da? Deci nu prea stați bine cu moralul, sunteți mai nervoși, mai iritați, da? Și atunci nu văd cum am schimbat atitudinea de la un moment al altul, da? Deci încercați să vă găsiți echilibrul psihic, da? Să nu încercați să-i schimbați pe ceilalți, mai degrabă învățați să acceptați, fără să-i judecați pe ceilalți, da? Deci acceptați așa cum sunt, cât puteți să-i acceptați și dacă nu renunțați la aceste relații, da? Deci nu încercați să schimbați pe nimeni, că nu are sens. Nu încercați să vă împăcați cu forța dacă sunteți certați de cineva. Deci nu încercați acest lucru. Sau la servici, nu știu, să încercați să vă impuneți noastră punctul de vedere. Încercați să fiți mai calm, mai calculat, da? Mai înțelept, mai înțeleaptă. Da? Dacă aveți prieteni care sunt de alte naționalități, alte religii, da, încercați să le acceptați și punctele lor de vedere. Este firesc ca fiecare să fie, vin din culturi diferite, din situații diferite, văd lucruri diferit. Da? Respectați-le punctele de vedere, măcar din punct de vedere formal. Da? Ca să zic așa, ca și idee pentru ziua de astăzi, este impresia că, așa se întrevede ziua de mâine pentru dumneavoastră, ca și cum sunteți împotriva tuturor și toți sunt împotriva dumneavoastră, da? Deci cam așa este. O zi disperată, nu știu de ce. Încercați să vă calmați pentru că totul se va aranja, totul se va pune la punct, încet, încet. Deci nu încercați să forțați lucrurile. Încercați să căutați compania persoanelor cu care aveți ceva în comun, de care vă puteți încrede, da? Care este în favoarea dumneavoastră. Nu mai încercați să mergeți, să aveți întâlniri, să aveți compania, să aveți prieteni care sunt total diferiți de dumneavoastră. Pentru că e clar că și diferențele de opinii sunt foarte diferite. Nu vi-ați dat seama că în viața dumneavoastră, în jurul noastră, este o persoană foarte de încredere. Da? Deci trebuia să încercați să o vedeți pe acea persoană de încredere care este în viața dumneavoastră. Sau, mă rog, a fost în viața dumneavoastră și ați lăsat-o să iasă. Da? Dar era o persoană de foarte bună calitate, da? Cu căreia putea să-i acordați încredere. Mâine aveți această șansă să o individuați, această persoană, da? Să vă dați seama cine este. E clar că ziua de mâine aduce lucruri care, nu știu, ca și cum discutați în altă limbă și nu sunteți înțeleși, da? Deci lucruri care nu se înțeleg, nu înțelegeți pe alții ce vă spun, dumneavoastră nu vă faceți înțeles, da? Sunt aceste erori de înțelegere. Nu aveți încredere în nimeni, e bine să nu aveți încredere în nimeni de altfel. Și vă veți da seama unde ați greșit. Vă veți da seama unde ați greșit, să știți. Vă veți da seama că ați greșit într-o situație, în ceva. Da? Cam asta. Deci, mâine, ziua de mâine, vă scoate la lumină o situație în care dumneavoastră ați greșit față de cineva, față de ceva, da? Față de ceea ce ați făcut. Ok, cam atât pentru Scorpion. Vă doresc o zi cât mai reușită și cât mai echilibrată. Și până atunci, și vă urez și vă spun la revedere.